Anul acesta atât creștinii ortodoxi cât și catolicii sărbătoresc Paștele în aceeași zi, pe 20 aprilie. Potrivit sinopticienilor, în noaptea învierii cerul se va limpezi și nu vor cădea ploi, iar termometrele vor indica până la 10 grade. În ziua de Paști, timpul se va încălzi și va fi generos ca prin minune. Același tablou este valabil și pentru a doua zi de Paști. Până atunci însă, sinopticienii vin cu vești proaste. Vremea va fi instabilă și cu temperaturi reduse din cauza unui ciclon din vest.